această ordine. Dumnezeu cheamă întâi bătrânii. Eu am crescut la bloc. Și bătrânii beau, jucau zaruri, beau o bericică, mâncau niște semințe, stăteau acolo la taclare și vorbeau. Nu mai aveam probleme cu bătrânii. Stăteau pe bancă acolo și mai făcea câte un copil, câte o trăsnaie. Cam în continuu să făceau trăsnaie. Dacă nu făcea unul, făcea altul. Dar așa e la bloc, n-ai cum. Da, cu minși, cu tot felul. După aia n-ai ce, atâtea minși și pietre sunt. În ce să le arunci? Că-s blocul în stânga, bloc în dreapta, bloc în spate. În ce să arunci? În ce nimeri? Odată nimerești zidul, odată nimerești geamul, da? Depinde. Și auzeai câte un bătrân din ăsta începând să vorbească. Mă, că copiii ăștia, că pe vremea noastră, că pe vremea lui Ceaușescu, că pe vremea nu știu cui. Vai, generația de astăzi, nu știu cum și nu știu ce. Și ce e interesant în pasajul acesta, primii pe care Dumnezeu îi cheamă la pocăință sunt bătrânii. Bisericile de astăzi sunt. Dar de ce sunt cum sunt? Că bisericile astea nu au apărut așa aiurea ca ciupercile după ploaie. Cine o planta în bisericile astea? Generația dinainte. Bătrânii de mai înainte. O, tinerii de astăzi cum sunt? O, pe vremea noastră. Păi bătrânii ăștia, cine i-a crescut, domnule? Sau cine nu i-a crescut? Cine nu i-a crescut? Nu? Bisericile astea nu s-au plantat singuri. Nu ieșit într-o dimineață, buh, biserica Sfânta Treime. Buh, biserica Speranța. Buh, biserica Carismatică. Buh, biserica Ortodoxă. Nu! Asta s-a ocupat cineva. Cineva a făcut lucrurile în felul acesta. Dumnezeu îi cheamă pe bătrânii întâi la pocăință, pentru că bătrânii erau responsabili să învețe generația tânără, să fie un exemplu pentru generația tânără. Bătrânii erau primii responsabili de generația tânără.